Pace a Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos să binecuvinteze Sfinții din Roma, frate Sandu, Domnul să te binecuvinteze pentru slujba care o faci și este un real de folos pentru noi. Vrem cu fratele Iosif, fratele Bela de la Ludu și să aducem și noi cu jertfe de mulțumire Domnului, o cântare de laudă, îmbărbătare, Domnul este aproape și mireasa va pleca acasă. Nerăbdare aștept ziua când Iisus va veni, zi minunată, zi minunată. Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi, zi minunată, zi minunată. Ce frumos va fi când cu Iisus noi în ce vom fi. Fii minunată și fericită va fi când tu ai săi copii la veni. Vom fi încoronați toți sfinții slava cerului, zi minunată, zi minunată. Iar fața lui în veșnicie, pe veci o vom privi, zi minunată, zi minunată. Zi minunată și ce frumos va fi
se un vento odia una cortina. Și să țin puternic mâna ta. Și să simt prezența ta în mine. Pentru că în tine este putere și victorie. Numai numele tău sfânt, Iisus, m-ai liberat. Numai El povara mea. Numai El povara mea poartă. Pentru că în tine este putere și victorie. Numai numele tău sfânt, Iisus, m-ai liberat. Numai El povara mea poartă. Numai El povara mea poartă. Numai El povara mea poartă. Numai El povara. Bună seara și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Bună seara, Dio vi benedica! Suntem foarte bucuroși că suntem din nou împreună. Siamo molto felici di stare di nuovo insieme. Vă salutăm pe toți, oriunde v-ați găsi. Vi salutiamo a tutti, ovunque vi trovate. În Italia, în România. In Italia, in Romania. Spania, Franța, Germania. Spania, Francia, Germania. Sau în altă parte a continentului. O in qualsiasi altra parte del continente. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Che Dio vi benedica! Să suntem onorați că dumneavoastră sunteți în colegament cu noi. E siamo onorati che state in diretta con noi. Vedem că sunt rezultate foarte bune. Vediamo che ci sono risultati ottimi. Mai ales după predicile și intervistele care le-am avut vineri seara și sâmbătă seara. Soprattutto per le interviste che abbiamo avuto venerdì sera e sabato sera. Frații m-au chiamat și sunt foarte mulțumitori. I fratelli mi hanno chiamato, sono molto contento. Frați care vreau să se ridice. Fratelli che si vogliono rialzare. Deja mă întreabă dacă sunt șansă. Già mi chiedono se hanno qualche possibilità. Și vreau să le spun și în seara aceasta. E voglio dire loro anche questa sera. Că atâta timp cât există viață în om. Per quanto tempo c'è vita in un uomo? Șansa există. La posibilità c'è. Dumnezeu vă așteaptă cu brațele deschise. Dio vi aspetta con le braccia aperte. Ca să vă întoarceți înapoi. Per ritornare indietro. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Quindi che Dio vi benedica. Aș vrea să trec la rugăciune. Vorrei passare alla preghiera. Avem două cereri de rugăciune în seara aceasta. Abbiamo due richieste di preghiera questa sera. Fratele Eugen Lihaciu din Hunedoara m-a sunat. Il fratello Eugenio. De fapt am vorbit pe WhatsApp, nu m-a sunat. Lihaciu di Hunedoara, ho parlato con lui su WhatsApp. Și vă salută pe toți. Saluta tutti quanti. Probabil că și el o să trimită un video să forse salute anche lui din Roma. Si manderà un video per salutare i santi di Roma. Sfinții și mireasa lui Iisus Hristos, bineînțeles. E la sposa di Gesù Cristo, certamente. Și el mi-a cerut să ne rugăm pentru sora Petronela din Iași. E lui mi-a chiesto di pregare per la sorella Petronela di Iași. Ea a acceptat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Lei ha accettato il nostro Signore Gesù Cristo. Conform cuvântului. Secondo la parola. Și a început problemele. E sono comparsi i primi problemi. Și noi mai avem o soră și în Spania care ea s-a botezat și a acceptat mesajul. E noi abbiamo un'altra sorella anche in Spagna che si è battezzata, ha accettato il messaggio. Se cheamă Elena Cuzma. Si chiama Elena Cuzma. Și a început cu problemele. E anche lei ha iniziato con i problemi. Și așa cum mi-a spus la sora Elena din Spania, îi spun și la sora Petronela dacă dacă se uită la noi. E così come ho detto la sorella di Spagna, dico anche alla sorella di Iași ci guarda. Este o onoare să suferim din cauza cuvântului lui Dumnezeu. E un onore soffrire a causa della parola di Dio. Și unii suferă mai mult, alții mai puțin. Alții soffrono di più, altri di meno. Dar fiecare suferim. Ma tutti soffriamo.
Deci o să ne rugăm pentru sora Petronela în seara aceasta. Preghiamo per la sorella Petronela questa sera. Ca Dumnezeu să o îmbărbăteze, Dumnezeu să fie cu ea. Che Dio la rafforzi, che Dio la accompagni. Dumnezeu să o umple cu Duhul Sfânt. Che Dio la riempie dello Spirito Santo. Și atunci când o persoană este umplută de Duhul Sfânt. E quando una persona riempita dallo Spirito Santo. Toate lucrurile sunt bune. Ogni cosa va bene. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Apoi mai avem o cerere de rugăciune pentru Ion Anișoare, care este un frate pentecostal. Poi abbiamo un'altra richiesta di preghiera per il fratello Ion Anișoare, che è un fratello pentecostale. Este din Reșița și are diabet și îl doare stomacul. Ha diabete, gli fa male lo stomaco. Noi o să-l prezentăm în fața Domnului. Noi lo presenteremo davanti al Signore. Și Dumnezeu este acela care vindecă orice boală. E Dio è colui che guarisce ogni malattia. Ne rugăm ca Dumnezeu în seara aceasta să ne vorbească. Preghiamo che il Signore questa sera ci parli. Așa cum a făcut-o totdeauna. Così come lo ha sempre fatto. Haideți să ne aplicăm capetele. Inchiniamo acum. I nostri capi ora. Chiudiamo ochii. Chiudiamo gli occhi. Acolo unde voi vă găsiți. Lì dove voi vi trovate. Și ne rugăm pentru aceste cauze. E preghiamo per questi problemi. Tată, Padre, noi venim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi veniamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Și îți mulțumim că până aici ai fost cu noi. E ti ringraziamo che fin qui sei stato con noi. Noi vedem că zilnic harul tău se noiește față de noi. Noi vediamo che giornalmente la tua grazia si rinnova per noi. Și noi vedem, Tată Dumnezeule, că parcă este mai mult har pentru o categorie de oameni. E noi vediamo che c'è più grazia per una categoria di uomini. Și eu văd, Tată Dumnezeule, că eu sunt unul dintre aceia cu mai mult har. E io vedo di essere uno tra quelli con più grazia. Și eu cred că și frații care ne urmăresc la timpul acesta. E credo che anche i fratelli che ci seguono in questo tempo su internet. Sunt acei binecuvântați care văd că au mai mult har. Fanno parte di quelli benedetti che vedono di avere più grazia. Lucrul acesta ne face pe noi să fim îndrăgostiți de tine, Tată. E questa cosa ci fa essere innamorati di te, Padre. Și să dăm glorie numelui tău. Per dare gloria al tuo nome. Doamne, te rugăm să ne vorbești în seara aceasta. Signore, ti prego, parlaci questa sera. Doamne, binecuvintează traducătorul. Benedici il traduttore, binecuvintează Signore. Cei care fac lucrează pentru a avea această transmisie bună. Benedici coloro che supportano questa buona trasmissione. Doamne, lasă ca internetul să fie bun și fai să putem sì să vorbim. Internet vada bene per poter parlare. Eu te rog, Tată. Io ti prego, Padre. Pentru mireasa ta, Tată, care ne ascultă. Tua sposa che ci ascolta. Sau care ne va asculta de azi înainte. O che ci ascolterà d'ora in poi. Acum eu prezint aceste cereri înaintea ta, Tată Dumnezeule. Ora presento queste richieste davanti a te, Signore. Împreună cu frații. Insieme ai fratelli. Ne rugăm pentru sora Petronela. Preghiamo per la sorella Petronela. Doamne, a decis ca să te slujească pe tine, Signore, lei ha deciso di servirti, Padre. Dar dacă ucenicii tăi din prima biserică au fost huliți și barjocoriți. Ma se tu e discepoli della prima chiesa sono stati scherniti. Și le-a poruncit să nu mai boteze numele lui Isus sau să nu mai vorbească în numele lui Isus Hristos. E gli hanno detto di non battezzare più nel nome di Gesù Cristo o di non parlare nel nome di Gesù Cristo. Io credo che se mireasa din timpul acesta va suferi la fel. Io credo che anche la sposa di questo tempo soffrirà lo stesso. O să fim opriți de toți. Saremo fermati da tutti. O să fim bajocoriți. Saremo scherniti. Din cauza numelui tău. A motivo del tuo nome. Dar eu te rog, Tată Dumnezeule. Ma ti prego, Signore. Ca să lași Duhul Sfânt peste sora Petronela. Lascia lo Spirito Santo sulla sorella Petronela. Să-i întărești credința. Rafforzagli la sua fede, Padre. Deschide in continuare cuvântul tău. Apri la tua parola a lei, Signore. Rupe pâinea vieții în fața ei. Spezza il pane della vita davanti a lei. Ca să poată, Tată Dumnezeule, ca credința ei. Affinché la sua fede. Să aibă o ancoră în cuvântul tău. Possa avere un'ancora nella tua parola. Și apoi, indiferent ce valuri o să vină. E poi indifferentemente delle onde che verranno. Dacă ancora ei va fi în cuvântul tău. Se la sua ancora sarà nella tua parola rivelata. Nu se va întâmpla nimic. Non accadrà nulla. Io abbandonez această soră în mâna ta. Io lascio questa sorella nella tua mano. Împreună cu frații mei, Tată Dumnezeu. Insieme ai miei fratelli, Signore. O lăsăm ca tu să lucrezi, Tată Dumnezeule, la lasciamo affinché tu possa operare con questa persona. Cu această familie, Tată Dumnezeule, con questa famiglia, Signore, dalla quale fa parte. Noi îți mulțumim, Tată. Noi ti ringraziamo, Padre. Prezintă acest frate Ion Anișoreac. Presento questo fratello Ioan Anișoreac. Un frate pentecostal, Tată Dumnezeu. Un fratello pentecostale, Signore. Și noi știm, Tată Dumnezeule, că frații pentecostali vă iubesc, te iubește foarte mult. E noi sappiamo, Signore, che i fratelli pentecostali ti amano tanto. Datoria noastră este să ne rugăm pentru fiecare persoană. È il nostro dovere di pregare per tutti gli uomini. Și noi prezentăm această persoană cu diabet, Tată. E noi presentiamo questa persona con diabete, Padre. Cu durere de stomac. Con dolori allo stomaco. Și eu știu, Tată Dumnezeule, că diabetul este un demon. Io so, Signore, che il diabete è un demone. Durere de stomac este un demon. Il dolore dello stomaco che è un demone. Și acolo ne se cheamă numele tău. E lì dove viene invocato il tuo nome. Acești demoni sunt obligați să plece afară. Questi demoni sono obbligati di andarsene. Io cer în numele lui Isus Io Hristos lo chiedo nel nome del Signore Gesù Cristo di Nazaret. Care a murit pe cruce pentru noi. Che è morto sulla croce per noi. Io știu că a murit și pentru acest Io frate. Io so che è morto anche per questo fratello. Și acest demon. E questo demone. Di diabete e di durere di diabete stomaco. E di dolor di stomaco. È obbligato să plece afară. È obbligato di andarsene fuori dalla sua vita. Și această persoană. E questa persona. Să fie făcută sănătoasă. Sia in buona salute. Perfettamente. Per la gloria del tuo nome.
nome. Și el să mărturisească lucrul acesta. E că lui poți să testimoniare Duhul Sfânt s-a atins că de el. Spiritul Santo lo ha toccato. Pentru gloria numelui tău, per Tată. La gloria del tuo nome, Padre. Prezint aceste cauzuri. Prezento questi casi. Și din seara aceasta. E da questa sera. Îți aparțin ție. Appartengono a te. În numele Domnului nostru Isus. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Din Nazaret m-am rugat. Din Nazaret ho pregato. Amen. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Noi credem că toate aceste ceruri Dumnezeu le ascultă. Noi credem că toate aceste richieste il Signore le ascultă. Acum vrem să mergem să ne apropiem de cuvântul Domnului. Ora vogliamo andare ad avvicinarci alla parola del Signore. Pentru că timpul trece foarte repede. Perché il tempo va molto in fretta. Deci nu-mi place să vorbesc mai mult de o oră. Non mi piace parlare più di un'ora. Și mai ales când începem un subiect, apoi se deschide un alt subiect. Soprattutto quando iniziamo di un tema, poi si ne riaprono altri temi. Și noi ca predicatori este foarte greu să ne oprim. E noi come predicatori è molto difficile fermarsi. Dar noi știm că Duhul este supus prorocului. Ma noi sappiamo che lo spirito è sottomesso al profeta. Și apoi începem să noi trebuie să ne oprim. E poi noi ci dobbiamo fermare precisamente, non vogliamo stancare nessuno. În seara aceasta o să avem un subiect foarte delicat. Questa sera avremo un tema molto delicato. O să vorbesc încet, să mă înțelegeți. Parlerò lentamente così mi potete comprendere. Este un subiect că s-ar putea să vă supărați careva. È un tema con il quale alcuni di voi si potrebbero offendere. Sau poate că unii dintre voi nu o să înțelegeți. O forse alcuni di voi non capirete niente. Dar noi o să fim la dispoziția dumneavoastră. Ma noi saremo alla vostra disposizione. Dar nu încercați să judecați lucrurile. Mai bine să stați să vă rugați lui Dumnezeu și să... Non cercate di giudicare le cose, meglio che prima pregate a Dio. Ca Dumnezeu să vă răspundă. Affinché Dio vi risponda. Și chiar titlul la predica aceasta... E proprio il titolo di questa predica. Nu am pus titlul ca să avem vizualizări, că noi nu avem vizualizări. Non ho messo questo titolo per avere visualizzazioni, perché noi non ne abbiamo. Noi nu suntem interesați în avea vizualizări. Noi non siamo interessati... Nell'avere visualizzazioni. Ca și cum pun predicatorii denominaționali. Come fanno i predicatori denominazionali. Titlu COVID-19. Titoli come COVID-19. Și apoi începe să predice. E poi iniziano a predicare. Și normal că dacă tu ai pus numele la predică COVID-19. È certo che se tu metti il nome COVID-19. În timpul acesta in questo tempo scriu tutti, pe internet. Tutti cercano su internet COVID-19. COVID-19. Și vizualizarea lor o să crească. E la loro visualizzazione cresce. Dar noi nu facem în felul acesta. Ma noi non facciamo così. Noi suntem interesați ca să avem multe noi vizualizări. Non siamo interessati nelle visualizzazioni. Noi suntem interesați ca noi siamo interessati. Să margă cuvântul la mireasă. Affinché questa parola arrivi alla sposa. Și Dumnezeu să facă lucrul acesta. E che Dio faccia questo. În seara aceasta noi avem un subiect. Questa sera abbiamo un tema. Și tema la predica aceasta. E il tema di questa predica. Titlul l-am pus. Il titolo l'abbiamo messo. Mireasa ia locul profetului. Che la sposa prende il posto del profeta. Și acum noi o să vedem în Biblie lucrurile acestea. E ora noi vedremo queste cose nella Bibbia. O să vedem în mesajul lor. Lo vedremo nel messaggio dell'ora. Să vedem oare mireasa ia locul profetului. Di vedere ma veramente la sposa prende il posto del profeta. Pentru că sunt două grupuri formate. Perché si sono formati due gruppi. Un gruppo care tot rămâne cu profetul. Un gruppo che rimane sempre con il profeta. Și spune profetul, spune profetul, spune. E dicono sempre ma il profeta dice, il profeta dice. Io nu spun că este greșit. Io non dico che questo è sbagliato. Este un lucru bun. È una cosa buona. Dar este un început. Questo è solo un inizio. Deci omul când quindi când iasă afară din denominațiune sau chiar dacă este într-o denominațiune. Quindi quando l'uomo esce fuori da una denominazione oppure se è dentro una denominazione. Și citește mesajul acesta. E legge questo messaggio. El spune tot timpul, profetul spune. Lui inizierà a dire sempre il profeta dice, il profeta dice. Este foarte bine. Ed è molto bene. Este doar un început a lucrării. È solo l'inizio dell'opera. Scopul mesajului. L'obiettivo del messaggio. Nu este doar ca noi să luăm mesajul. Non è quello di prendere il messaggio. Și să spunem profetul spune, profetul spune, profetul spune. E di dire sempre il profeta dice, il profeta dice, il profeta dice. Pentru că vă dau un exemplu. Perché vi do un esempio. Copilul meu ăsta e Andrei. Mio figlio Andrea. Poate nu vă aduceți aminte de el că înainte era cu părul mai mare. Forse non ve lo ricordate perché prima aveva i capelli lunghi. Acum este cu părul mai mic. Ora si li tagliati. Dar el este Andrei. Ma è sempre lui, Andrea. Și dacă Andrei ar spune către mine tot
timpul. E se lui mi dicesse sempre că tatăl sau v-ar spune vouă că tatăl meu este foarte credincios? E se lui direbbe a voi che suo padre è molto fedele? Tatăl meu s-a rugat pentru bolnavi și bolnavi au fost vindecați. Direbbe sempre: ma mio padre ha pregato per i malati e loro sono stati guariti. Tatăl meu s-a rugat pentru oameni și oamenii au fost salvați. Ma mio padre ha pregato per gli uomini e loro sono stati salvati. Întrebarea mea este acum către voi. La mia domanda per voi la ce ar folosi la Andrei lucrul acesta? A cosa gli userebbero queste cose ad Andrea? La nimic, frate drag. A niente, fratello caro. Deci, Andrei, quindi acesta, questo ragazzo trebuie să aibă experiența lui. Deve avere la sua esperienza. Deci să ia de la, quindi, ceea ce vede la mine. Quindi deve prendere quello che vede a me. Și el să practice lucrul acesta. E lui le deve praticare queste cose. Și vă dau un alt exemplu și după aia mergem la cuvânt. Un altro esempio, poi andiamo alla parola. De exemplu, dumneata, per esempio te, ți-ai face școala de șoferi. Tu fai la scuola guida. Hai luat permisul. Prendi la patente. Și acum tu ești un șofer. E ora tu sei un autista. Acum eu urci la mine în mașină. Ora tu sali în mașina da me. Și eu conduc mașina. E io guido la macchina. Asta nu înseamnă că tu ești un șofer. Questo non significa che tu sei un autista. Tu în momentul când stai în mașină la mine. Tu quando stai nella mia macchina. Tu hai doar permisul să conduci. Tu hai soltanto la patente per guidare. Dar șoferul eu sunt. Ma sono io l'autista. Deci trebuie să înțelegeți ce quindi vreau să spun. Dovete capire quello che voglio dirvi. Deci până în momentul. Fin quando. Când tu nu iei volanul în mână. Non prendi il volante in mano. Și nu conduci mașina. E non guidi tu la macchina. Singur. Da solo. Tu nu poți să te numești un șofer. Tu non puoi chiamarti autista. Deci, la fel quindi, se întâmplă și spiritual. La stessa cosa accade anche spiritualmente parlando. De la vorbi că profetul spune, profetul spune, dar dire sempre, spune. Il profeta ha detto, il profeta ha profetul detto. Profetul a făcut, profetul a făcut. Oppure il profeta ha fatto, il profeta ha fatto. Io ripeto, lucrul acesta este bun și trebuie făcut. Io lo ripeto, questa cosa è buona e va fatta. Dar lucrul acesta trebuie să meargă mai în față. Però queste cose vanno, devono andare più avanti. Tu fin quando tu ca persona, come persona ca miriasa, come sposa să faci lucrurile care profetul le-a făcut. Fai le cose che il profeta ha fatto. Să trăiești ca profetul. Vivere come il profeta. Să vorbești ca profetul. Parlare come il profeta. Și să faci lucrurile care care Hristos le-a făcut prin profet. E fare le cose che Cristo ha fatto attraverso il profeta. Având aceeași putere. Avendo la stessa potenza. Sau poate mai mult decât el. O forse più grande ancora. Și în seara aceasta o să vedem e questa sera vedremo queste cose. Dumnezeu să ne ajute. Quindi che Dio ci aiuti. Și să fiți atenți la ceea ce voi vorbi. A quello che parlerò. Acum deschidem cuvântul Domnului. Ora apriamo la parola del Signore. În Apocalipsa capitolul 10. Apocalisse capitolo 10. Începând la versetul 7 până la versetul 11. Iniziando dal versetto 7 all'11. Voi citi un verset și apoi Andrei va citi un alt verset leggerò în italian. Un versetto, poi Andrea lo leggerà in italiano. Deci, Apocalipsa 10 cu 7. Apocalipsi 10, 7. Și că în zile în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba, si compirà il mistero di Dio, secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Ok, deci aici când citim versetul 7. Quindi qua quando leggiamo il versetto 7. Aici risulta che tutta taina lui Dumnezeu a luat sfârșit. Qua risulta che tutto il mistero di Dio si è compiuto. Deci este clar lucrul acesta. E molto chiaro questo. Apoi, versetul 8. Versetul 8. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libretto aperto che si trova nella mano dell'angelo che sta sul mare e sulla terra. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o, că îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Io allora andai dall'angelo dicendogli: dammi il libretto. Egli mi disse: prendi e divoralo, ed esso renderà amare le tue viscere, ma nella tua bocca sarà dolce come il miele. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o, în gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Così presi il libretto della mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come il miele, ma dopo che l'ebbi divorato, le mie viscere divennero amare.
Ok, deci noi vedem Apocalipsa capitolul 10. Quindi noi vediamo Apocalipsa 10. Che si împarte în două bucăți. Che si divide in due parti. Prima parte este Îngerul Puternic. La prima parte è l'angelo potente. Adică fiul omului. Cioè il figlio dell'uomo. Hristos manifestat. Cristo manifestato. Apocalipsa 10 cu 7. Apocalipsa 10 7. Noi știm că este profetul. Noi sappiamo che è il profeta. Care a prins poziția de fiul al omului. Che ha preso la posizione del figlio dell'uomo. Parte. E poi la seconda parte. Pentru că Apocalipsa 10 nu se termină la Apocalipsa 10. Cu 7. Perché Apocalisse 10 non finisce ad Apocalisse 10, 7. Deci doar să vorbim despre taine. Soltanto parlare dei misteri. Ci a doua parte din Apocalipsa 10. Ma la seconda parte di Apocalisse 10. Trebuie ca aceste taine. Questi misteri. Acest cuvânt. Questa parola. Trebuie să devină carne în devono noi, diventare carne in pentru noi. Că profetul spune. Perché il profeta dice. Che Ioan reprezintă mireasa. Che Giovanni rappresenta la sposa. Deci mireasa. Quindi la sposa. Trebuie să ia acest mesaj. Deve prendere questo messaggio che abbiamo qui. Și așa cum face fratele Roberto Romeo. E così come fa il fratello Roberto Romeo. Simbolic vorbește. Simbolicamente parlando. Începe să muște din el. Lo inizia a mangiare. Dar noi știm ce înseamnă lucrul ăsta. Ma noi sappiamo cosa significa questo. A mâncare înseamnă a citi. Mangiare significa leggere. A citi. Leggere. A pune în practică, mettere in pratica orice cuvânt de aici trebuie pus în practică. Parola da qui va messa in pratica. Amen. Și voi știți că este un proverb. E voi sapete che c'è un proverbio. Că omul devine ceea ce mănâncă. Che l'uomo diventa quello che mangia. În automat. Automaticamente. În momentul când noi mâncăm mesajul quando acesta. Quando noi mangiamo questo messaggio. Atunci în automat. Allora automaticamente. Natura mesajului. La natura del messaggio. Devine sau noi devenim natura mesajului. Anzi, noi diventiamo la natura okay. del messaggio. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu. Perché l'opera di Dio. Nu s-a terminat cu William Marion non Braham. Non è finita con William Marion Braham. Noi vedem lucrul acesta în Apocalipsa capitolul 10. Noi vediamo questa cosa in Apocalisse capitolo 10. Și o să vă demonstrez cu mesajul. E lo dimostrerò con il messaggio questo. O să vă demonstrez cu Biblia. E lo dimostrerò con la Bibbia questo. Și lucrarea lui Dumnezeu. Ma l'opera di Dio. Noi știm că a fost ultimul mesager a fost William Marion Braham ca profet. Noi sappiamo che William Marion Braham è stato l'ultimo messaggero come profeta. A fost a șaptea stea. È stato la settima stella. Avem șapte epoci. Abbiamo sette epoche. Avem șapte peceți. Abbiamo sette sigilli. Șapte. Sette. Nu avem opt. Non abbiamo otto. Deci nu interpretați ceea ce eu vă spun. Non interpretate quello che io vi dico. Căci o să continui în al optelea înger. Che nu. Si continuerà tutto con l'ottavo angelo. Lucrarea lui Dumnezeu. L'opera di Dio. Continua. Prin mireasa. Attraverso la sposa. Așa cum noi vedem în Apocalipsa capitolul 10. Come noi vediamo in Apocalisse capitolo 10. Acum eu să vă dau un alt exemplu ca să întăresc ceea ce eu vorbesc. Ora io vi darò un altro esempio per rafforzare quello che vi dico. Luăm exemplu pe Elie. Prendiamo come esempio Elia. Și Elisei. Ed Eliseo. Pentru că profetul vorbește. Perché il profeta dice. Căci Elisei reprezintă biserica. Che Eliseo rappresenta la chiesa. Haideți să vedem acum dacă găsesc. Vediamo ora se lo trovo. Și eu cred că găsesc. E penso di trovarlo. Ok. În predica dând drumul la presiune. Nella predica liberando la pressione. La paragrafo 124. Al paragrafo 124. Profetul spune clar. Il profeta dice chiaramente. Priviți. Guardate. Che Elia, cel mare profet. Che Elia, quel grande profeta. Tipizează pe Hristos. Rappresenta Cristo. Elisei tipizează biserica. Eliseo rappresenta la chiesa. Amin. Deci profetul. Quindi il profeta accentuează ceea ce eu spun. E mette accento su quello che io dico. Che Elia. Che Elia presenta pe Cristos. Che Elia rappresenta Cristo. Elisei rappresenta biserica. E Eliseo la chiesa. Ok. Okay. Acum aduceți-vă aminte. Ora ricordatevi. Apocalipsa capitolul 10. Apocalipsa capitolo 10. De la 1 la 7. Da 1 a 7. Cine era? Chi era? Ok. Okay. Apoi Apocalipsa poi, a doua parte. Apocalisse la seconda è parte. Che è biserica. È certo che è la chiesa. Amen. Acum hai să deschidem cuvântul Domnului. Apriamo la parola del Signore. Unu împărați. Uno re. Capitolul 19 versetul 15. Capitolo 19, versetto 15. Să vedem ce spune Domnul la Elie. Vediamo quello che dice il Signore a Elia. Domnul a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău, prin pustiu, până la Damasc. Și când vei ajunge, să ungi pe Hazel, ca împărat al Siriei, să ungi pe Ehu, fiul lui Nimiș, ca împărat al lui Israel. Și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel, Mehola, ca proroc în locul tău. L'Eterno gli disse, va, ungerai pure Jehu figlio di Nemshi come re di Israele, ungerai quindi Eliseo figlio di Safat di Abel-Meolach
come profeta al tuo posto. Deci Domnul îi spune la Elia. Quindi il Signore dice ad Elia. Ca să ungă pe Jehu ca împărat. Di ungere Jehu come re. Dar noi nu aflăm în scriptură. Ma noi non troviamo nella scrittura. Că Elia ar fi uns. Che Elia avrebbe unto Jehu come re. Deci oare să nu fi ascultat Elia de Domnul? Forse Elia non ha obbedito al Signore. Ba da. Certo che Elia sì. Elia ha ascoltat de Domnul. Elia ha obbedito al Signore. Dar lucrarea lui Elia. Ma l'opera di Elia. Deci lucrarea la care Dumnezeu a chemat pe Elia. Quindi l'opera alla quale Dio ha chiamato Elia. Chiar dacă Elia a fost răpit la cer. Anche se Elia è stato rapito al cielo. Lucrarea aceasta continuă. Questa opera doveva continuare. Acum dacă noi deschidem cuvântul Domnului în 2 Împărați capitolul 9. E se noi apriamo la parola del Signore a 2 Re capitolo 9. Cu versetul 2. Col versetto 2. Noi vedem că Elisei. Vediamo che Eliseo împlinește ceea ce Dumnezeu i-a spus la Elia. Adempie ciò che Dio aveva detto ad Elia. Deci este foarte simplu. Quindi è molto semplice. Deci o lucrare care quindi, vine attribuita la profet. Un'opera che viene attribuita al profeta. Profetul non cheie. E il profeta non la compie. Ci continua cu mireasa. Ma continua con la sposa. Din ce cauza m-am gândit să predic predica aceasta? Per quale motivo ho pensato di fare questa predica? Pentru că eu vreau să o aduc să aduc mireasa într-o responsabilitate. Perché io voglio portare la sposa in una responsabilità. Noi suntem responsabili. Perché noi siamo responsabili. Deci după deschiderea pecetilor. Quindi dopo l'apertura dei suggelli. Că dacă nu erau pecetile. Perché se non c'erano i suggelli. Nu era o problemă. Non c'era nessun problema. Nu cunoșteam secretul. Non conoscevamo il segreto. Ma era anche o șansă. C'era ancora qualche possibilità. No, noi știam, mai este milă, mai este har, mai este cutare, mai păcătuim. Noi ancora sapevamo che c'è grazia, c'è pietà, c'è possiamo peccare. Pecetilor. Ma dopo l'apertura dei sigilli. Chiar mijlocirea pentru neștiința poporului. E proprio l'intercessione per l'ignoranza del popolo. Chiar lucrul acela s-a terminat. Proprio quella cosa è finita. Deci mireasa care quindi, este predestinată la viața eternă. Che è predestinata alla vita eterna. Și înțelege scripturile. E comprende le scritture. Ea trebuie să fie în modul cel mai serios. Deve essere la più seria possibile. Serioasă. Seria. Să fie conștientă. Essere cosciente. Del rolul pe care l-are. Del ruolo che ha. Noi nu suntem aici să formăm o biserică. Noi non siamo qui per formare una chiesa. Ne jucăm de-a biserica. Oppure giocare con la chiesa. Noi suntem aici pentru că am intrat în procesul manifestării fiilor lui Dumnezeu. Noi siamo qui perché siamo entrati nel processo della manifestazione dei figli di Dio. La manifestazione dei figli di Dio. Este mult mai mult decât o biserică. È molto più di una chiesa. Este Hristos în manifestare. È Cristo in manifestazione. Deci o lucrare la sfârșitul timpului. Un'opera alla fine del tempo. Care a început prin William Mare Abraham. È iniziata attraverso William Mare Abraham. Trebuie să se termine cu mireasa lui Iisus Hristos. Concludere con la sposa di Gesù Cristo. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum 2 Împărați capitolul 9. Ora 2 Re capitolo 9. La versetul 2. Al versetto aici 2. Vorbește despre Elisei. Qui parla di Eliseo. Când vei ajunge acolo să cauți, să vezi pe Jehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimiș, și să te duci să-l ridici din mijlocul fraților săi, să se-l aduci într-o odaie deoparte. Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Jehu, figlio di Josafat, figlio di Nimshi, entra, fa-lo alzare di mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una stanza appartata. Să iei sticluța cu un de lemn și să-i tori pe capul lui. Prenderai quindi il vasetto dell'olio e lo verserai sul suo capo. Deci este foarte clar. Quindi è molto chiaro. Deci Elisei. Che Eliseo. Împlinește a doua parte a slujbii lui Elie. Adempie la seconda parte del ministero di Elia. Este foarte frumos să vezi lucrul acesta. È molto bello vedere questo. Nel momento când tu te vezi în a doua parte lucrării. Nel momento quando vedi la seconda parte dell'opera. Perché il profeta William Marion Braham. Sau mesajul acesta. O questo messaggio. Sunt responsabil la ceea ce vorbesc io sono responsabile di quello che dico ora. Știu că critici se vor ridica. So che adesso i critici si alzeranno. Ma io sono responsabile di quello che dico. William Marion Braham. William Marion Braham. Messaggio l'acesta. Questo messaggio este incompleto. È incompleto. Deci completarea mesajului. Quindi la completezza del messaggio. Lucrării finale a lui Dumnezeu. E l'opera finale di Dio. Este mireasa lui Iisus Hristos. È la sposa di Gesù Cristo. Deci toți aceia care fac parte din mireasa lui Iisus. Quindi tutti quelli che fanno parte della sposa di Gesù. Va completa lucrarea finale. Completeranno l'opera finale. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Io mă rog ca Duhul Sfânt. Io prego che lo Spirito Santo. Să deschidă această mare revelație. Apra questa grande rivelazione. In modo l'acesta viața voastră se schimbă complet. In questo modo la vostra vita cambia completamente. Nu va mai trebui să vorbim de îmbrăcăminte a femeilor. Non dovremo più parlare del vestire delle donne. Nu se mai trebuie să vorbesc de sfințire. Non dovremo più parlare della santità. Ci o să vorbim alte lucruri. Ma parleremo delle altre cose. Eu cred că dacă voi veți prinde această rivelație. Io credo che se voi prenderete questa rivelazione. Viața voastră și viața noastră. La vostra vita, la nostra vita cambierà completamente. Să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum. Ora. Noi trebuie să mergem să vedem. Noi dobbiamo andare a vedere. Urmele profetului.
i passi del profeta. Atunci noi trebuie să mergem să luăm pe Ilie ca esempio. Allora dobbiamo andare a vedere, a prendere Elia come esempio. Il profeta vorbește Elie și Elisei. Elie perché și il profeta Elisei. Dice sempre Elia e Eliseo, Elia e Eliseo. Să înțelegem lucrurile mai bine. Per comprendere le cose ancora meglio. Și încă o dovadă mai adâncă vă aduc în seara aceasta. E ancora una prova più profonda vi porto questa che sera. Che Elia trebuie să pășească pe urmele profetului exact. La sposa deve andare sui passi del profeta in maniera esatta. Acum noi mergem în Iosua. Ora andiamo a Giosuè. Se vedemo un lucru importante. A vedere una cosa importante. Alleluia. Sper che riuscesc în seara aceasta. Speriamo di finire questa sera. Tot ceea ce vreau să vă spun. Tutto quello che voglio dirvi. Che vreau să las și pe alți frați să predice. Perché voglio far predicare anche altri fratelli. Deci dacă deschide cuvântul Domnului la Iosua capitolul 3. Quindi se apriamo a Giosuè capitolo 3. Aici este vorba despre poporul Israel. Qui si parla del popolo di Israele. Noua generație. La nuova generazione. Deci care intră în țara Canaan. Quindi quelli che entrano nel Canaan. Pentru că noi de multe ori spunem că perché, doar doi a intrat în țara Canaan. Perché noi diciamo sempre che solo due sono entrati nel Canaan. Iosua și Caleb. Josué e Caleb. Nu este vorba că au intrat doar două persoane în țara Canaan. Non significa che solo due sono entrati, due persone deci, nel paese Canaan. Doi care din vechea generație. Sono entrati solo due della vecchia generazione. Care era Iosua și Caleb. Che erano Josué e Caleb. Ceilalți. Ma gli altri. Era o nouă generație. Erano una nuova generazione. Și acum noi avem în sfera mesajului o nouă generație. E ora noi abbiamo nella sfera del messaggio una nuova generazione. Sunt puțini care au rămas din vechea generație. Sono pochi quelli della vecchia generazione. Deci o nouă generație. Quindi una nuova generazione. Și eu sunt nouă generație. Io faccio parte della nuova generazione. Slăviți să fie Domnul pentru glorificato sia il Signore. Io non ho trăit pe timpul profetului a lui William Marion Branham. Io non sono vissuto al tempo di William Marion Branham. Io sunt o nouă generație. Io sono una nuova generazione. Și poate și tu ești o nouă generație. E forse anche tu sei una nuova deci generazione. Noi suntem aceia care intrăm în țara promisă. Noi siamo quelli che entriamo nel paese promesso. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum, ora, priviți lucru care trebuia să-l facă înainte ca să cucerească Canaan. Guardate che cosa dovevano fare prima di conquistare Canaan. Deci Domnul spune la Iosua capitolul 3 versetul 11. Quindi Giosuè 3:11. Iată că votul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano. Acum ca să intre în Canaan. Ora per entrare nel Canaan. Profetul spune clar. El profeta dice chiaramente. Il primo lucru care trebuia să fie cucerit. Che la prima cosa che andava conquistata. Era Jerihonul. Era Jericho. Este simplu lucru la acesta. È semplice questo. Dar înainte ca să ajungă la zidurile Jerihonului. Ma prima di arrivare alle mura di Gerico. Trebuia să treacă Iordanul. Dovevano passare il Giordano. Și uite cum se întâmplă că Domnul i-a spus într-o primăvară. E guarda come accade che questo il Signore gliel'ha detto di primavera. Când Iordanul era plin quando de apă. Il Giordano era pieno d'acqua. Și era foarte periculos pentru poporul Israel să treacă. Ed era molto pericoloso per il popolo di Israele passarlo. Dacă Alexandru dacă ai putea să pui Alessandro se puoi mettere. Să pui desenul. Il disegno. Și să vedem un pic cum trece poporul Israel Iordanul. E di vedere come il popolo di Israele passa il Giordano. Ok, dacă voi vă uitați în partea dreaptă a desenului. Quindi se voi guardate sulla destra del disegno. De unde venea poporul Israel? Da dove veniva il popolo di Israele? Noi vedem aici Marea Moartă. Vediamo qua il Mar Morto. Și apoi aici vedem că este scris Iordanul. E qua noi vediamo Giordano. Il Giordano sopra. Deci ajung într-un loc. Quindi loro arrivano in un posto. Și citim la versetul 11. E leggiamo al versetto 11. Iată că chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano. Versetul 12. Versetul 12. Acum luați 12 bărbați din semințile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Or dunque prendete 12 uomini tra le tribù di Israele, uno per ogni tribù. Și îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se coboară de sus se vor opri grămadă. E avverrà che non appena le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra, si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano saranno divise e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio. Deci prima problema a popolo Israele. Quindi il primo problema del popolo di Israele. Non fosse idule Jerihonul. Non sono state le mura del Gerico. C'è prima problema ma il primo a popolo problema Israel del popolo di Israele. A fost Iordanul. È stato il Giordano. Și Domnul se duce la Iosua și dă niște ordine foarte bine precise. E il Signore
Signore va da Giosuè e gli dà degli ordini ben precisi. Spune voi, opriți e dice voi fermatevi. Prima dată să meargă preoții care duc votul. Per primi vadano i sacerdoti che portano l'arca. Și când vor pune talpa piciorului în Iordan, aceste ape se vor despica. E quando metteranno la pianta del piede nel Giordano, queste acque si divideranno. Acum eu să trec foarte repede asupra lucrurilor acestora, andrò, pentru că eu vreau să vă arăt altceva. Andrò molto in fretta su queste cose perché voglio mostrarvi altro. Versetul 15. Versetul 15. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului. Ora appena quei che portavano l'arca giunsero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'acqua si immersero ai margini delle acque, il Giordano è in piena fin sopra le sue sponde per tutto il tempo della messe. Versetul 17. Versetul 17. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvi tot poporul de trecut Iordanul. I sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano. Okay, ricapitoliamo per quelli che non urmăresc Biblia. E ricapitoliamo per quelli che non seguono la Bibbia. Deci preoții cu chivotul Domnului. Quindi i sacerdoti con l'arca del Signore entrano nel Giordano. Când talpa piciorului o atins apele, quando il piede tocca le acque, apele se separa, le acque si separano. Parano, drumul devine uscat e la strada diventa asciutta și preoții cu chivotul rămân în Iordan e i sacerdoti con l'arca rimangono dentro il Giordano și atunci poporul Israel trece pe lângă preoți. E allora il popolo di Israele passa oltre i sacerdoti și trec pe cealaltă parte a Iordanului e passano sull'altra sponda del Giordano și dacă noi ne uităm e se noi guardiamo o să vedeți că unii ajung ei după ce au trecut Iordanul vediamo dove arrivano loro dopo che hanno attraversato il Giordano dar Domnul îi spune la Iosua ma il Signore dice a Giosuè la capitolul 4, Iosua capitolul 4, a Giosuè capitolul 4, versetul 3. Versetul 3. Dă-le porunca următoare. Luați de aici din mijlocul Iordanului, din locul unde s-a oprit preoții 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. E date loro quest'ordine dicendo, prendete 12 pietre da qui di mezzo al Giordano, esattamente dal luogo dove i piedi dei sacerdoti si erano fermati. Portatele con voi al di là del fiume e diponetele nel luogo dove accamperete questa notte. Ok, acum, ora, ei trebuia să ia 12 persone, să ia 12 pietre. Loro dovevano prendere 12 persone con 12 pietre. Și să ia din Iordan. E prendere le pietre dal Giordano. Și să meargă unde vor rămâne peste noapte. E che le mettano dove accamperanno la notte. Și la versetul 20 spune e, că unde s-a ridicat și a pus acele pietre. E al versetul 20 dice dove hanno messo quelle pietre. Spune, dice. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luasere din Iordan. Quelle 12 pietre che avevano prese dal Giordano, Giosuè le rese in Gilgal. Dar acum dacă vă uitați mai desen, ma ora se guardate il disegno, noi avem un Gilgal chiar lângă noi abbiamo un Iordan. Gilgal proprio accanto al Giordano. Deci acolo a rămas poporul Israel peste noapte și a dormit acolo. E lì che è rimasto il popolo di Israele durante la notte. Dar avem un Gilgal mai sus în partea stângă. Ma abbiamo un altro Gilgal sopra sulla sinistra. O să vedeți lucrurile acestea mai târziu. Questa cosa le vedrete più avanti un po'. Din ce cauza la Gilgal unde au dormit peste noapte trebuia să fie pusă cele 12 pietre? Per quale motivo a Gilgal dovevano essere messe queste 12 pietre? Biblia spune. La Bibbia dice, la versetul 21, al versetul 21, el a zis copiilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinților, ce înseamnă pietrele acestea? Poi parlò ai figli di Israele e disse loro, quando in futuro i vostri figli domanderanno ai loro padri dicendo, che cosa sono queste pietre? Și să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta ca pe uscat. Voi farete sapere ai vostri figli dicendo, Israele ha attraversato questo Giordano all'asciutto. Deci este foarte important quindi, să știți. È molto importante sapere. Căci oamenii au luat 12 pietre din Iordan. Che gli uomini hanno preso 12 pietre dal Giordano. Pe unde a trecut poporul Israel. Da dove è passato il popolo di Israele. Ha făcut un monument la Gilgal. Hanno fatto monumento a Gilgal. Monumentul acela la Gilgal. Questo monumento a Gilgal. Folosea pentru generațiile care vor veni în viitor. Serviva alle generazioni che venivano in futuro. Ca să spune că Dumnezeu i-a trecut prin Iordan ca pe pământ uscat. Per dir loro che Dio ha fatto attraversare loro il Giordano come sull'asciutto. Okay. Dar Domnul mai spune ceva la Iosua. Ma il Signore dice qualcos'altro a Giosuè. La versetul 9.
Al versetto 9. Iosua ridicasce al 12 Petru în mijlocul Iordanului, în locul unde se oprise picioarele preoților care ducea chivotul legământului și ele au rămas acolo până în ziua de azi. Josué erese pure 12 pietre în mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto e sono rimaste là fino al giorno d'oggi. Deci, Domnul îi spune la Iosua. Il Signore dice a Josué che pe lângă pietrele cele 12 care s-au dus la Gilgal, che oltre le 12 pietre che sono state portate a Gilgal, tu să mai ai încă 12 pietre și să le pui împreună în Iordan. Lui doveva prendere altre 12 pietre che le metta dentro il Giordano. Și acum dacă voi studiați Biblia. E ora se voi studiate la Bibbia. După ce Iosua a pus aceste 12 pietre dopo, la loc. Dopo che Giosuè ha messo queste 12 pietre al posto. Preoții au ieșit afară din Iordan. I sacerdoti sono usciti fuori dal Giordano. Apele au venit și au acoperit. E le acque hanno coperto. Acele pietre. Quelle pietre. Ce înseamnă lucrul acesta? Cosa significa questo? Ca să înțelegem niște lucruri importante. Per comprendere delle cose importanti. Deci, monumentul care a fost făcut la Gilgal în exteriorul apei. Quindi il monumento fatto all'esterno dell'acqua a Gilgal este un semn că poporul lui Israel. È un segno che il popolo di Israele a trecut prin Iordan ca pe uscat. Ha attraversato il Giordano come sull'asciutto. Problema era că il problema acest monument era expus temperiilor. Il problema era che questo monumento era esposto ai fattori esterni. Fiecare persoană a putut să-l atingă. Tutti potevano toccarlo. Care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Che rappresenta la parola di Dio. Și dacă veneau furtunile, cum s-a întâmplat pe vremea inchizițiilor. E se venivano le tempeste come all'inquisizione. Pietrele au început să cadă jos de pe acest monument. Le pietre hanno iniziato a cadere giù da questo monumento. Și veneau oamenii și le puneau cum credeau ei. E venivano la gente e le rimetteva a posto come sembrava loro giusto. De un singur Dumnezeu a considerat că sunt trei Dumnezei. Invece di un solo Dio hanno considerato tre dei. Și oamenii erau sinceri. E la gente era sincera. Dar ei nu au avut originalul. Ma loro non avevano l'originale. Pentru că ei nu au știut. Perché loro non sapevano. Trebuia să vină un profet. Doveva venire un profeta. Ca să vadă originalul. Per vedere l'originale. Pentru că originalul era în apă. Perché l'originale era dentro l'acqua. Și aceasta reprezintă cele șapte tunete. E questo rappresenta i sette tuoni. Reprezintă cele șapte peceți. Rappresenta i sette sigilli. Și nu știau săraci care este originalul. E loro non sapevano quale fosse l'originale. Și au început în sinceritatea lor să aranjează lucrurile. E la loro sincerità hanno iniziato a sistemare le cose. Credendo che fac bine. Credendo di fare giusto. Dar nu au reușit să facă nimic. Ma non ci sono riusciti a fare niente. Deci reprezentând cuvântul acesta. Quindi rappresentando questa parola. Care a fost tradus de multe ori de mulți traducători. Che è stata tradotta da un sacco di traduttori. Adăugând la acest cuvânt sau scoțând din el. O togliendo da questa parola. Și din cauza aceasta trebuia să vină un profet. E per questo motivo c'era bisogno di un profeta care să vină și să lucreze înăuntru în apă, che venga per operare dentro l'acqua. Din cauza aceasta, per questo motivo, profetul spune il profeta că dice cele șapte tunete che i sette tuoni sunt înăuntru un cuvânt, sono dentro la parola. Spune că pe cetea șaptea, dice che il settimo sigillo se găsește din Genesa în Apocalipsa, si opra fin da Genesi fino ad Apocalisse. Totul este în cuvântul lui Dumnezeu. Tutto nella parola di Dio. Numai că ei denominațiunile, solo che le denominazioni, teologi, i teologi au un monument, hanno un monumento modificato. Slăvit să fie Domnul. Glorificat sea al Signore. Acum mergem un pic mai departe. Ora andiamo più avanti. Acum ca să mergem și să nu ieșim afară de la subiect. Ora per non uscir fuori dal tema. Noi trebuie să rămânem la Ilie și la Elisei. Dobbiamo rimanere a Elia e Eliseo. Ok. Noi avem multe citate unde profetul spune. Noi abbiamo tanti citati dove il profeta dice. Și unde spune că este un simbol. Dove dice che questo simbolo. Între Elie și Elisei și Elisei fiind mireasa lui Hristos. Tra Elie e Eliseo e Eliseo essendo la sposa di Cristo. Lasă să vedem dacă mai găsim careva. Vediamo se trovo qualcosa. Așa, în predica Respect. Nella predica Rispetto. Fiți foarte atenți la lucrul acesta. State molto attenti a questo. Paragraful 121. Paragrafo 121. Spune în felul următor. Dice così. Elie după zilele lui, desigur, oamenii l-au urât pentru că el a chemat acea foamete în țară. Certamente gli uomini hanno odiato Elia perché ha chiamato quella carestia nel paese. Au fost niște oameni care i-au învățat pe copiii lor că Elie, un om ca acela, a fost transportat și luat în cer. Ci sono stati degli uomini che hanno insegnato ai loro figli che Elia è stato rapito nel cielo. El a fost omorât pe undeva, spune, și ei doar l-au îngropat și l-au ascuns. Loro dicono che l'hanno seppellito, l'hanno ucciso, l'hanno seppellito. Ei nu au crezut aceasta. Loro non hanno creduto questo. Astfel Elisei. Così Eliseo. Deci paragraful 122. Paragrafo 122. Astfel Elisei i-a luat locul. Così Eliseo ha preso il suo posto. Vă aduceți aminte că profetul a spus că Elisei reprezintă mireasa? Vi ricordate quando ho detto che Eliseo rappresenta la sposa? Aici spune:
qua dice Elisei a luat loc. Così Eliseo prese il suo posto. Acum el era mesagerul zilei. Ora lui era il messaggero del giorno. Acum după ce Elia a fost luat sus. Dopo che Elia è stato preso su. Amin. Amen. No, deci lucrul acesta. Ora questa cosa. Dacă noi am putea să vedem. Se noi lo potremo vedere. Că William Marion Bram a fost dus. Che William Marion Bram è stato portato su. Și mireasa a luat locul lui. E la sposa ha preso il suo posto. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum. Ora. Haideți să vedem un pic cu Elia și cu Elisei cum merg în față. Andiamo a vedere come Elia e Eliseo vanno avanti. Ne uităm tot timpul la această hartă că e importantă. Guardiamo sempre questa piantina perché è importante. Deschidem cuvântul Domnului la. Apriamo la parola del Signore. La 1 Împărați capitolul 19:19, voi știți cum se duce și aruncă haina peste Elie. 1 Re 19:19, quando va e butta la veste su Elia. Dar trecem la 2 Împărați capitolul 2. Ma andiamo a 2 Re capitolul 2. Începând cu versetul 1. Iniziando dal versetto 1. Acum avem profetul și mireasa. Ora abbiamo il profeta e la sposa. Aici vorbește despre profet și mireasa. Qua si parla esattamente del profeta e della sposa. Când a vorbit Domnul se ridice pe Elie la cer, într-un vârtej de vânt, Elie pleacă la Gilgal cu Elisei. Ora, quando l'Eterno vuole portare in cielo Elia in un turbine, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Acum, ora, uitați-vă din nou la desen. Guardate bene il disegno. Când vorbește la 2 Împărați la 2 Împărați capitolul 2 versetul 1. Quando si parla 2 Re 2 versetto 1. Nu vorbește de Gilgalul de lângă Iordan. Non si parla di Gilgal quello vicino a Giordano. Ci vorbește de Gilgalul profeților care este sus. Ma si parla del Gilgal dei profeti che sta in alto. Deci când Elie și cu Elisei. Quando Elia ed Eliseo. Au ajuns la Gilgal. Sono arrivati a Gilgal. Este vorba de orașul profeților. Si parla della città dei profeti. Amin, fraților. Amen, fratelli. Deci, profetul. Quindi il profeta. William Marion Braham. Și cu mireasa. E insieme alla sposa. Trebuie să fie în acest oraș. Devono trovarsi in questa città. Împreună. Insieme. Amin. Amen. Într-un oraș al profeților. In una città dei profeti. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum. Ora, cuvântul Gilgal, deci profetul ia mireasa. Quindi il profeta prende la sposa. Și trebuie să o treacă prin niște faze a pocăinței. E la deve far passare attraverso dei fasi del pentimento. Deci ajunge la Gilgal. Arrivano a Gilgal. Și spune așa, când a voit Domnul se ridice pe Elie la cer într-un vârtej de vânt, Elie pleca de la Gilgal cu Elisei. Or, quando l'Eterno volle portare in cielo Elia in un turbine, Elia parte da Gilgal con Eliseo. Deci erau acolo. Loro erano lì. Cuvântul Gilgal înseamnă rostogolire sau prăvălire. La parola Gilgal significa rotolamento. Deci mireasa lui Iisus Hristos trebuie să ajungă la Gilgal. La sposa di Gesù Cristo deve arrivare a Gilgal. Gilgal înseamnă rostogolire sau prăvălire, înseamnă a te întoarce complet de la lume. Gilgal significa ritornare completamente dal mondo. Și apoi la al doilea lucru unde se duce Elia. E poi nella seconda fase dove va Elia. Versetul 2. Versetul 2. Spune Elia a zis lui Elisei. Allora Elia disse ad Eliseo. Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Deci Elia ca profet. Quindi Elia come profeta. Nu a făcut cum fac pastori in ziua de astăzi. Non ha fatto come fanno i pastori oggi. Îi pune mâna pe oameni. Mettono la mano sugli uomini. Și din cauza că ne este frică că nu o să avem membri în biserică. E a motivo che hanno paura di non avere membri in chiesa. La cine să predicăm. A chi predicare. Cine să ne plătească zeciuielile. A chi pagare le decime. Noi lo obblighiamo. De la Gilgal. Da Gilgal. Să vină la Betel. Di portarlo a Betel. Care Betel înseamnă sfințire. Che Betel significa santità. Deci noi obligăm oamenii să se pocăiască. Noi obblighiamo la gente a santificarsi. Profetul. Il profeta. A vorbit într-un fel și în alt fel. Ha parlato sia in un modo che in un altro. Odată vorbea la biserică. Una volta parlava. La oameni. Alla chiesa, agli uomini. Și odată vorbea la mireasă. Una volta parlava alla sposa. La mireasă tu nu trebuie să obligi să se sfințească. Alla sposa tu non la devi obbligare a santificarsi. Pentru că sfințirea e înăuntru. Perché la santificazione è già dentro di lei. È una natura. È una natura. Și fiți atenți aici cum Elie face cu Eliseu. E guardate cosa fa Elia con Eliseo. Deci Elie a știut pe cine și-a aruncat mantaua. Quindi Elia già sapeva su cui ha posto il mantello. Amin, fraților. Amen, fratelli. Deci profetul William Marion Braham. Il profeta William Marion Braham. A cunoscut la cine vorbește. Già sapeva chi stava parlando. Amin. Amen. Și din cauza aceasta profetul spune. E per questo motivo il profeta dice. Și predică securitatea eternă. E predica la sicurezza eterna. Și ce înseamnă securitatea eterna? Sai cosa significa sicurezza eterna? Să faci ce vrei. Fare quello che ti pare. Oricum ești mântuit. Perché tanto sei salvato. Dar profetul când a predicat predica securitatea eterna. Il profeta quando ha predicato la sicurezza eterna. A știut la cine predică. Lui sapeva chi stava indirizzando. A știut către cine zice nu veni cu mine. Elia sapeva a chi diceva non seguirmi. Pentru că Elia a știut că va urma
Perché Elia già sapeva che Eliseo lo avrebbe seguito. Rămâi aici. Elia gli diceva no, rimani qui. Eliseo ha risposto. Ma Eliseo rispose. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi și voi și s-au coborât la Betel. Come è vero che l'Eterno vivo e che io stesso vivi, io non ti lascerò. Così discesero a Betel. Deci Betel înseamnă sfințire. Betel significa santità. Versetul 3. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și le-a răspuns, știu și eu doar tăceți. E discepoli dei profeti che erano a Betel andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero, sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te? Quegli rispose, sì, lo so, tacete. Apoi la versetul 4. Poi al versetto 4. Elie i-a zis, Elisei, rămâi aici, te rog. Poi Elia gli disse, Eliseo, fermati qui, ti prego. Mă trimite la Erihon. Perché il Signore mi manda a Gerico. Acum, ora, dacă voi vă uitați pe desen. Se voi guardate la piantina. Deci ei pornesc de la Gilgal. Quindi loro partono da Gilgal. Coboră la Betel. Scendono a Betel. Și apoi coboră la Jerihon. E poi scendono a Gerico. Care reprezintă? Che rappresenta? Reprezintă botezul cu Duhul Sfânt. Rappresenta il battesimo dello Spirito Santo. Deci până aici toți oamenii fino, ajung. Fino a Gerico tutti ci arrivano. Ajung și pentecostali. Anche i pentecostali ajung ci arrivano. Toți ajung. Anche i battisti tutti ci arrivano. Și o parte din mesajul lor. E anche una parte del messaggio dell'ora. Ajung la botezul cu Duhul Sfânt. Arrivano al battesimo dello Spirito Santo. Și ei se bucură. E loro si rallegrano. Ei văd tainele din Scriptura. Vedono tutti i misteri della Scrittura. Mesajul lor. Vedono il messaggio dell'ora. Văd multe lucruri. Vedono tante cose. Dar nu este de ajuns, frate drag. Ma non basta, fratello caro. Deci tu dacă ai ajuns la Erihon. Quindi se tu sei arrivato a Gerico. Și ai început doar să spui profetul a spus, profetul a spus, profetul iniziato, a spus. E iniziato a dire soltanto il profeta ha detto, il profeta ha detto, il profeta ha detto. Eu nu spun că nu este bine. Io non dico che questo non va bene. Pentru că aici era un dialog între fiii prorocilor. Perché qui c'era un dialogo tra i figli dei profeti. Și cu Elisei. Con Eliseo. Ei cunoșteau tainele. Loro conoscevano i misteri. Dar nu a fost de ajuns. Ma non bastava. Problema este că 90%. Il problema è che il 90% se opresc la Erihon. Si fermano a Gerico. Și doar 10%. E soltanto 10%. Ajung la Iordan. Arrivano al Giordano. Acum. Ora. Dacă Elisei. Se Eliseo. Voia să treacă Iordanul. Voleva passare il Giordano. Fără Elia. Senza Elia. Nu ar fi reușit. Non ce l'avrebbe fatta. Știți din ce cauză? Sapete per quale motivo? Pentru că trebuia să fie un profet. Perché ci doveva essere un profeta. Ca să vadă unde este monumentul în apă. Che veda dov'è il monumento nell'acqua. Alleluia. Alleluia. Fără Elia. Senza Elia. Cu ochi de vultur. Con gli occhi d'aquila. Nu ar fi văzut monumentul în apă. No, lui non avrebbe visto il monumento nell'acqua. Pentru că ci Elia și cu Elisei. Perché Elia ed Eliseo. Trebuia să treacă exact. Dovevano passare esattamente. Pe unde a trecut poporul Israel când a intrat în Canaan. Dove era già passato il popolo di Israele. Acolo era secretul. Lì c'era il segreto. Secretul era în apă. Il segreto era nell'acqua. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Mare lucrare. Grande opera. Acum, ora, William Aaron Braham a luat mireasa. Ha preso la sposa. Și a adus-o la Iordan. E l'ha portata al Giordano. Și ce înseamnă Iordano? Sai cosa significa Giordano? Iordano înseamnă moarte. Giordano significa morte. Cum adică botezat cu Duhul Sfânt și că nu la Iordan? Battezzato dallo Spirito Santo e non al Giordano? Da, Domnule. Sì, Signore. Adică să vezi tainele. Cioè, vedere i misteri. Să vezi cuvântul orei. Vedere la parola dell'ora. Din timpul acesta. Di questo tempo. Și nu poți să mori. E non puoi morire. Față de tine însuți. Non puoi morire a te stesso. Nu poți să-ți pierzi drepturile tale. Non puoi perdere i tuoi diritti. Nu poți să mori complet. Non posso morire completo face de denominazioni. Non puoi morire completamente in confronto alle denominazioni. Non posso morire face de învățăturile denominaționale. Non puoi morire agli insegnamenti denominazionali. Non riuscești nici cum să treci Iordanul. Allora non ce la farai mai a passare il Giordano. Ajuns să spui da, Domnule, da, profetul, cred. Sei arrivato a dire sì, Signore, io credo il profeta, credo. Il messaggio, credo tutto. Credo il messaggio, credo tutto. Dar este bine și acolo. Però va bene anche così. Da, dreptate și X și Y, ma lasă dau numele acum. Ha ragione anche X e Y, stavo per dare i nomi. Io non voglio dare un nome. Io non voglio dare nomi. Dar mireasa lui Iisus Hristos. Ma la sposa di Gesù Cristo. Trebuie să înțeleagă deve lucru. Deve comprendere una cosa. Che dopo botezul cu Duhul Sfânt. Che dopo il battesimo dello Spirito Santo. Trebuie să treacă Iordanul. Deve passare il Giordano. Nel momento che tu hai trecut Iordanul. Nel momento quando tu hai passato il Giordano. Aici tu nu mai ești cu biserica. Qua non sei più insieme alla chiesa. Nu mai ești cu mama nici cu tata. Non sei più con mamma e papà. Nu mai ești cu nimeni. Non sei più con nessuno. Ești tu. Sei tu. Și cu mesajul lor. Con il messaggio dell'ora. Ești tu. Sei tu. Elisei și Elia. Eliseo ed Elia. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Deci este important.
quindi è importante che voi sapete sapere che William Marion Braham mi ha dato la monumento originale, ci ha portato al monumento originale che è stato nascosto in apa, qui nell'acqua, in Bibbia, nella Bibbia, noi ci predichiamo noi tutto quello che predichiamo noi, noi predichiamo, c'è scritto, noi predichiamo ciò che è scritto qui, non ne inventiamo lucro, non inventiamo niente. Alleluia, alleluia. Tu puoi che a fare, tu forse stai fuori, non sapevi nemmeno e non capisci niente, tu ti vuoi solo a Gilgal, tu guardi solo a Gilgal, il monumento esterno, tu guardi al monumento esterno. Ma voglio prete ascoltatore, amico caro, fratello caro, indifferentemente partita esce, indifferentemente della quale partita tu fai parte, che esci da fare, tu forse stai fuori, ci vuoi un monumento modificato, guarda un monumento modificato, dal monumento l'originale, ma il monumento originale è in app, sta nell'acqua, ci trovi un profeta e c'è bisogno di un profeta, se se ti educa che venga a portarti dentro, se sarete lucro per mostrarti le cose, glorificato sia il Signore. Amen. Amen. Dal profeta Sadus. Ma il profeta se n'è andato. Ma come se faducet? Ora dove dovete andare? La Jeffersonville? A Jeffersonville? Se che sizione este monumento di Napa? Per vedere dov'è il monumento dell'acqua? Non va sus l'anceput? Non vi ho già detto all'inizio? Che lucrare, cioè ci spune che lucrare a lui di Dio. Che l'opera di Dio. Cara foste un profeta? Che è stato dentro il continua profeta. Continua per continua con la sposa. Slavisse fie domno. Glorificato sia il Signore. A come si intempla un lucro? Ora accade una cosa. Nel momento dopo c'è Elia e Eliseo a trecut Giordanul. Nel momento quando Elia ed Eliseo hanno passato il Giordano. E ho rimasti i due do aracolo. Sono rimasti solo loro due lì. Se voi conosce stata scrittura ce e voi già conoscete tutta la scrittura, ve lo leggo. Casa va duca mente di lucro la cestia. Per ricordarvi questo. Deci Elia allora mantava. Quindi Elia ha preso il mantello. Allo vita apele. Ha colpito le acque. Ci è ho trecut in colo. E sono passati al di là. Versetto 8. Versetto 9. Versetto 9. Spre dopo ci ho trecut Elia a zis lui Elisei. Ce recevrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine? Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură de Duhul tău. Dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo, chiedi ciò che vuoi e io, che io faccia per te prima che sia portato via da te. Eliseo rispose, ti prego, fai che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Paolo, da cosa c'erem noi, mai frate, da cosa c'erem noi mai molto potere che decreto ha avuto William Marion Braham? Ma come ci permettiamo noi di chiedere una potenza più grande di quella che William Marion Braham ha avuto? Ma da che tablou la cesta. Ma se questo quadro Eliseo ha primito ondoita potere, ha ricevuto una doppia porzione. Io vorrei che nessuno che mi riassa lui su Cristo. Io voglio dirvi che la sposa di Gesù Cristo ha rendoita potere, ha una doppia porzione, fratelli. E se ho parte a lucrare il finale a lui Dumnezeu. È una parte dell'opera finale di Dio. Che il profeta William Marion Braham non ha fatto. Che il profeta William Marion Braham non ha fatto. Cioè se vorbim di altre lucruri e parleremo di altre cose data, un'altra volta. Ci se varete aceste lucruri e vi mostrerò queste e cose. Molto importante. È molto importante. Se vedete lucruri aceste. Vedere queste cose. Elia zis, greu lucru ceri, dar dacă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu ți se va întâmpla așa. Elia disse, tu hai chiesto una cosa difficile, tuttavia se mi vedrai quando io sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. Deci dacă nu ți se va întâmpla. Quindi deci se no, la non condiția, l'avrai. C'era una condizione pus acolo, messa lì. Elisei trebuia să urmărească tot timpul pe Elia. Eliseo doveva sempre seguire Elia. Gândiți-vă la lucrul acesta. Pensateci a questa cosa. Pentru că Elisei, perché Eliseo, din momentul când fii prorocilor, dal momento quando i figli dei profeti, i-a spus, fii atent că stăpânul tău este răpit la cer, hanno detto, fai attenzione che il tuo signore sarà rapito al cielo. Tot timpul Elisei a fost atent la orice lucru. Sempre Eliseo stava attento al piccolo dettaglio. A poi, poi când trece Giordano, quando passa il Giordano, orice mișcare, qualsiasi movimento Elia faceva, qualsiasi movimento che Elia faceva, Eliseo tutto tempo dopo Elia, Eliseo gli stava sempre appresso. Occhi lui erano pironi spre Eliseo. I suoi occhi erano indirizzati sempre su Elia. Scienziamo nel lucro. Cosa significa questo? Pensando che voi trebuie esempio. Che voi dovete prendere esempio. Exact viața lui William Marion Braham. Esattamente la vita di William Marion Braham. Io affermo lucro la cesta che molto sto spune da noi este viața lui Isus mai importante. Io lo dico e molti mi diranno ma non è la vita di Gesù più importante? Ma dai, è importante. Importante viaggia lui su. Certo che è importante la vita di Gesù. Ma noi vorbim di Apocalipsa 10 ma noi qua stiamo parlando di Apocalipsi 10. Deci Apocalipsa 10. L'Apocalisse 10. Viaggia lui William Marion Braham. La vita di William Marion Braham. Era esatto viaggia lui Cristo. Era esattamente la vita di Cristo. Așa cum trebuie să fie și este viața miresei. Così come deve essere ed è la vita della sposa. Viața miresei nu este viața mea. La vita della sposa non è la mia vita. Este viața lui Cristo in noi. È la vita di Cristo in noi. Dacă voi vreți să vedeți pe Cristo. Se voi volete vedere Cristo. Trebuie să vă uitați la William Marion Braham. Voi dovevate guardare William Marion Braham.
Perché ne accerta mai c'è la striga. È come se litigassimo qui così. Io non mi cerco un ime, frate. Io non litigo, io non litigo con nessuno. Che non vorbesi, ma quando inizio a parlare, perché sento un'altra atmosfera sfinta. Sembra di essere un'atmosfera santa. Non sfinta cattolica. Non santa cattolica. Perché voi vreste vedete perché uomini. Perché se voi volete vedere uomini. Care se inchina in ferro la cesta. Che adorano in questo modo. Non usi nessun amin, nessun alleluia. Non senti nessun amin, nessun alleluia. Entra ciò fricantine. Entra così una paura dentro di te. Che esci dentro un cimitero. Come se ti trovassi dentro un cimitero. Isaia non ha fosse un fello là. Isaia non era così. Uomini di Dumnezeu. Gli uomini di Dio. Isaia ha spostato da quello angeli e erufimi che risfridavano tutto il tempo. Isaia ha detto di vedere lì gli angeli e erufimi che gridavano sempre. Sfint, santo, santo, santo è il Signore. Perché niente che non entriamo in un'atmosfera santa. Quando entriamo in un'atmosfera santa. Ma non potesse stare non possiamo stare tranquilli. Se strigiamo, se spuniamo alleluia, amici. Ma ci viene da parlare, da gridare, da dire alleluia, gloria a Dio. Quando monumento di Napoli. Vediamo il monumento dell'acqua. Che molti uomini non vedono. Quando tanta gente non lo vede. Non usi la suta. Il 90% citesc Bibbia. Leggono la Bibbia. Non usi la suta di tutta la popolazione. Il 90% di tutta la popolazione. Citesc Bibbia. Leggono la Bibbia. Se non si legge mica. Ma non ci capiscono niente. Uno spugna dentro un fel. Uno dice in un modo. Uno in un altro modo. Dal momento che viene. Dal momento quando. Un profeta. Arriva un profeta. Se sarete monumento di Napoli. E ti fa vedere il monumento dentro l'acqua. Ma cosa non strisci mai. Come non gridare, fratello. Che veschi voto domani. Quando vedi l'arca del Signore. Ma David che era chi quando ha visto l'arca del Signore che stava ritornando a Gerusalemme, ma non ci fosse finire l'inistit, non stava tranquillo, per non ci fosse danzare, lui ha iniziato a danzare, ci si è bucurato e gioiva. In che causa? Per quale motivo? Vedo che ha stiut, perché lui sapeva che, chi voto domo, che dove passava l'arca del Signore questo è binecoventare, lì c'è una benedizione. Ci rispondono tre cocchi voto domo e seguito dove è passato l'arca del Signore binecoventare. È stata sempre una benedizione. Voi e voglio dirvi a voi fratelli in denominazione, dalle denominazioni chi voto domo è molto applicata da voi da tanto se n'è andata da voi. Già è la noi. L'arca del Signore sta da noi ora. Binecoventare spirituale. La benedizione spirituale. E sta la noi è qui da noi in ora. Causa ciasta. Per questo motivo. Noi siamo, noi siamo così rumorosi. Vizza, fie, glorificato sia il Signore. E poi la Elia. E ritorniamo ad Elia. Se tempo. Perché il tempo passa. Slavisse fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Versetul 12. Versetul 11. Versetul 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Ora, mentre essi camminavano discorrendo, ecco un carro di fuoco e i cavalli di fuoco li separarono l'un dall'altro. Ed Elia salì al cielo in un turbine. Cum vorbește aici la versetul 11. Come parla qua al versetul 11. De carri de foc. Di carri di fuoco. Ca și cum ar fi fost niște farfurii zburători. Come se fossero degli UFO. Nu știu, dar non lo probabil so. Că ei in timpul acela nu a știut să spună farfurii zburătoare. Ma forse in quel tempo loro non sapevano di queste parole di dischi volanti. Astea sunt niște cuvinte moderne acum. Queste sono parole moderne ora. Spune un car de foc. Loro all'epoca dicevano carro di fuoco. Ca și cum au văzut profeții despre poporul lui Israel. Come se i profeti hanno visto il popolo di Israele. Când a profeții despre Israel. Quando hanno profetizzato di Israele. Și-a spus că pe aripi de vulturi am să-i aduc înapoi. E i profeti hanno detto che su ali di aquila li porterò indietro. Poi ei au văzut în viziune avioanele. Loro nella visione hanno visto gli aerei. Dar nu știu cum se numească avion. Ma loro non sapevano che cos'era all'epoca. Ha văzut doar acest mare avion. Hanno visto soltanto questo grande aereo. Arăta ca și un vultur. Che sembrava un'aquila. Și a spus este un vultur. E hanno detto che era un'aquila. Dar noi vedem la ora attuale che este un avion. Ma noi oggi lo vediamo che è un aereo. Il popolo di Israele se întoarce înapoi in Israel cu avionul. Perché il popolo di Dio ritorna in Israele con l'aereo. Ma gândește cum a fost rapit Elia. Ora pensate come è stato rapito Elia. Dice che con niște carri de foc. Dice che con dei carri di fuoco. Poate, nu știu. Forse, non lo so. Poate, forse, nu știu. Non lo so. Că a fost niște farfurii zburătoare. Forse sono stati degli dischi volanti. S-ar putea într-o zi să vină și după noi. Forse un giorno verranno a prendere anche noi. Nu știu, poate. Non lo so, forse. Dumnezeu să ne ajute che să Dio ci aiuti a comprendere questa cosa. Amin. Amen. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Deci, versetul 12. Versetul 12. Elisei se uita și striga. Eliseu vide ciò părinte, și inizia a gridare. Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut, apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți. Padre mio, carro di Israele e sua cavalleria. Poi non lo vide più. Allora afferrò le sue vesti e le stracciò in due pezzi. Și a ridicat mantaua căruia i-a dedus drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Raccolse quindi il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. No, acum! Deci, ora, Elia s-a dus. Quindi Elia se n'è andato. Uile Mare Umbram a plecat. Uile Mare Umbram se n'è andato. Nel 65. Dar la Elisei a rămas o manta. Ma a Eliseu gli è rimasto il mantello. La noi ce ne-a rămas? A noi cosa ci è rimasto? La noi ne-a rămas
A noi c'è rimasto il nostro mantello. Care este mesajul lor. Che è il messaggio dell'ora. Este haina. È la veste. Este cuvântul. È la parola. Este cuvântul descoperit. È la parola rivelata. Cu care se îmbracă mireasa. Con la quale si veste la sposa. Deci această haină. Quindi questa veste. Nouă ne vine perfect. A noi ci viene benissimo. Așa ca și la Elisei. Così come Eliseo. Prima dată a aruncat haina pe el. Prima Elia ha buttato la veste su di lui. Când era un copil. Quando era ancora un ragazzo. Și a luat înapoi Elia haina. E Elia si è ripreso la veste. Dar acum în fața Iordanului. Ma ora davanti al Giordano. După ce Elia a plecat. Dopo che Elia se n'è andato. Haina i s-a potrivit perfect. La veste gli andava benissimo. Deci nouă ni se potrivește perfect această haină. Quindi a noi ci haina. Va benissimo questa veste. Amin. Amen. Potrivit pentru trupurile noastre. Quindi va bene per i nostri corpi. Și atunci Elisei ce a făcut? E allora Eliseo a cosa luat ha fatto? Această manta. A preso questo mantello. Versetul 14. Versetul 14. Și a făcut exact ceea ce a făcut Elia. E a fatto esattamente ciò che ha fatto Elia. Ce trebuie să facă mireasa la timpul acesta? Cosa deve fare la sposa in questo exact tempo? Exact ce a făcut William Marambrano. Esattamente Marambrano. Ciò che ha fatto William Marambrano. Să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. A luat mantaua căruia deduse Elie drumul. Poi prese il mantello di Elia che gli era caduto di dosso. Și-a lovit apele cu ea. Percosse le acque. Și a zis. E disse. Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Elia? Dov'è l'Eterno, il Dio di Elia? Și-a lovit apele. Care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Quando anche egli ebbe percorso le acque, queste si divisero qua e di là ed Eliseo passò. Acum. Ora. Dacă noi citim doar cu viteză. Se noi leggiamo così. Di fretta? Noi non înțelegem. Noi non capiamo. Che Elisei. Che Eliseo. Ha lovit apele de două. Ha colpito le acque due volte. Pentru că prima dată. Perché la prima volta. A luat mantaua. Ha preso il mantello. Ha copiat pe Elie. Ha copiato Elia. Ha lovit apele. Ha colpito le acque. Și nu s-a întâmplat nimic. Ma non succedette nulla. Și apoi a doua oară. E poi la seconda volta. Când a văzut că nu se întâmplă nimic. Quando vede che niente accade. A spus în felul acesta. Ha detto così. Unde este Dumnezeul lui Elia? Dov'è l'Eterno Dio di Elia? Și când a spus așa, a lovit cu apa. E quando ha detto così, ha colpito l'acqua. Apele s-au deschis. E le acque si sono aperte. Înțelegeți? Capite? Deci în timpul, quindi, în timpul lui Elisei. Al tempo di Eliseo. Deci Elisei a avut o experiență. Eliseo ha avuto un'esperienza. Personale acum. Personale ora. Cu Dumnezeu. Con Dio. Nu se mai baza pe experiența lui William. Non si basava più sull'esperienza di William Marambrano. Di Elia, scusate. Noi la timpul acesta. Noi in questo tempo. Tu trebuie să poți să mergi din nou. Tu devi poter andare di nuovo. La cuvântul lui Dumnezeu. Alla parola di Dio. Pentru că în Apocalipsa 10 a doua parte. In Apocalisse 10 la seconda parte. Quando mireasa va profezii di nou. Che la sposa profetizzerà ancora. Elisei. Eliseo. Ha avuto mantaua lui Elia. Il mantello di Elia. Noi avem mantaua. E noi abbiamo il mantello. Care este mesajul orei, che è il messaggio dell'ora. Dar este o parte care mireasa trebuie să profetizeze parte, di nou. Quando la sposa deve profetizzare ancora. Oh, gloria Domnului. Gloria al Signore. Aici sunt lucruri mari, qua fratilor. Sono cose grandi, fratelli. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. La versetul 15. Al versetto 15. Mergem spre încheiere, cât e ceasul? Cred că a trecut. Mai avem un pic. Andiamo a chiudere. Al versetul 15. Al versetul 15. Fiii prorocilor care erau în fața Iordanului, când l-au văzut, au zis: Duhul lui Elia a venit peste Elisei. Quando i discepoli dei profeti, alleluia, che erano a Gerico e stavano quindi di fronte al Giordano, videro Eliseo, dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Ce trebuie să spună oamenii în timpul acesta? Cosa devono dire la gente in questo care tempo? N-au reușit să treacă Iordanul. Che non sono riusciti a passare il Giordano. Dar ei au crezut mesajul. Ma loro hanno creduto il messaggio. Au crezut mesajul. Hanno creduto il messaggio. Cunosc tainele. Conoscono i misteri. Che au botezul cu Duhul Sfânt. Conoscono il battesimo dello Spirito Santo. Dar nu reușesc să treacă Iordanul. Ma non riescono a passare, deci il Giordano. Deci nu pot să moară. Quindi non possono morire. Față de liderii lor. Per i loro leader. Non possono morire fuori della biserica. Non possono morire verso le loro chiese. Figli prorocilor. I figli dei profeti. Nel caso nostro, frati nostri della messaggio. Nel nostro caso, i nostri fratelli del messaggio. Deci, figli prorocilor. Quindi i figli dei profeti. Au spus de Elisei. Hanno detto a Eliseo. Che Duhul lui Elia a venit peste Eliseo. Spirito di Elia è sceso su Eliseo. La fel se întâmplă și ziua de astăzi. Esattamente accade oggi. Ma da voi ce se întâmplă cu voi? Ma cosa accade con voi? Voi vă închinați la Abraham? Voi state adorando Abraham? Sau ce se întâmplă cu voi pe partea? Voi identificați cu omul ăla. O cosa accade con voi perché voi vi identificate con quell'uomo. Io credo che Duhul lui Abraham a venit peste voi. Io credo che lo spirito di Abraham è sceso su di voi. Poi ha venit.
Certo che è venuto. Non Duhul Ibrahim, non lo spirito di Abraham come uomo. Ci Duhul Sfânt. Ma lo spirito santo. Cristos care era in Cristo che era dentro di lui. Acum a venit peste mireasă. Ora è sceso sulla sposa. Sulla visă fie Domn. Glorificato sia il Signore. Aceeași autorità. La stessa autorità. Aceeași putere. La stessa potenza. Acum este mireasă ora sta dentro la sposa di Gesù Cristo. Acum mireasa lui Iisus Hristos. Ora la sposa di Gesù Cristo. Trebuie să facă aceeași lucrare. Deve fare la stessa să opera. Să continue lucrarea deve care a rămas. Continuare l'opera che è rimasta. Trebuie să aibă aceeași putere. Deve avere la stessa potenza. Același cuvânt plin la de putere. La stessa parola piena di potenza. Mesajul putem să spunem. Il messaggio possiamo che dire. Că a ajuns acasă. Che è arrivato a casa. Și casa mesajului. E la casa del messaggio. Este inima ta. È il tuo cuore. Și inima mia. E il mio cuore. Știți că profetul. Sapete che il profeta. A trebuit și Domnul i-a spus să predice o predică. Ha dovuto predicare, anzi il Signore gli ha detto di fare una predica. Che orice predică. Che ogni predica. Este ispirată de la Duhul Sfânt. È ispirata dallo Spirito Santo. Și profetul trebuia să predice ultima predică. E il profeta doveva predicare l'ultima predica. Urma șarpelui pe stâncă. La traccia del serpente sulla rocca. Știți că acum mireasa poate predica această predică? Sapete che ora la sposa può fare questa predica? Urma șarpelui pe stâncă? La traccia del serpente sulla rocca. O poate s-o facă. Ora la può predicare. Pentru că într-o zi. Perché un giorno. Mireasa lui Iisus Hristos. La sposa di Gesù Cristo. Trebuie să predice această deve predică. Deve predicare questa predica. Urma șarpelui pe stâncă. La traccia del serpente sulla rocca. Care trebuia s-o facă l'opera profetul, che doveva fare il profeta. Trebuie s-o facă mireasa ora la deve actuală. Fare la sposa attualmente. Să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Grazie, perché vicini mi auto acum. Penso che anche i vicini mi sentono ora. Tot cartierul. E tutto il quartiere. Să fie glorificato sia il Signore. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iertați-mă că mă comport acesta. Perdonatemi se mi comporto in questo modo. Dar mă bucur extraordinar. Mi rallegro straordinariamente. Mă simt așa de bine. Mi sento così bene. Chemat de Dumnezeu. Quando chiamato da Dio. Predestinat la lucrare. Predestinato a un'opera. Și eu cred că și tu ești la fel. Eu cred că anche lo sei anche tu. Trebuie trăit mesajul acesta. Questo messaggio va vissuto. 100%. Al 100%. Crezut 100%. Creduto al 100%. Citit, mâncat. Letto, mangiato. Vedeți ce se întâmplă cu voi. Vedete quello che accade dacă con voi. Dacă nu o să deveniți un om. Se non diventerete delle persone. Nu o să deveniți dacă mâncați, o să deveniți un om plin de viață. Se mangerete diventerete delle persone piene di vita. Ma nu contează ce se întâmplă. Non importa quello che accade. Se esplodesse pământul cu tot. Che esploda l'intera terra. Tot cu virus, cu bombe con atomiche. Con tutti i virus e bombe atomiche. Noi mergem în prezența lui Dumnezeu. Noi andiamo nella presenza di Dio. Noi stăm aici pentru noi stiamo qui per un periodo di tempo. Ca careva dintre voi. Affinché qualcuno di voi să vorbească cuvântul. Possa parlare questa parola. Axa terestre să vină e la se terestre si può spostare. Știți că pe timpul lui Noe. Voi lo sapete che al tempo di Noè. Pressione apei. La pressione dell'acqua. Înainte de potopul lui Noe. Prima della prima o să altă predică. Prima del diluvio di Noè. Ora sto iniziando un'altra predica. Înainte de potopul lui Noè. Prima del diluvio di Noè. Nu a fost iarnă și tot no, non c'era inverno e tutte queste cose. Dar din cauza potopului lui Noè. Ma a motivo del diluvio di Noè. Ha adus o presiune asupra axei terestre. Ha portato una pressione sull'asse terrestre. Și pământul a fost. E la terra. Și a început să sufere. A iniziato a soffrire. Și din cauza păcatului e și a motivo del peccato e tutte queste cose. Și la Romani spune apostolul Paolo. E Romani dice l'apostolo Paolo. Că firea, natura. Che la natura. Așteaptă. Aspetta. După descoperirea. La rivelazione. Fiului lui Dumnezeu. Dei figli di Dio. Fiilor lui Dumnezeu. Dei figli di Dio. Și tu ești unul dintre e ei. E tu sei uno di loro. Tu ești, hai o responsabilità. Tu hai una responsabilità. Vedeți vulcanii cum esplodează. Vedete voi vulcani come scoppiano. Cu tremurile vedete cum voi terremoti come vedeți ci sono. Temperaturile vedete voi le temperature come si muovono. Ele sunt în durerile nașterii. Loro stanno nei dolori del parto. Ei așteaptă. Aspetta. Ei suferă. Soffrono. Natura suferă. La natura soffre. Unde este? Dove? Unde este Sandu? Dov'è Sandu? Unde este Roberto? Dov'è Roberto? Unde este Gianni? Dov'è Gianni? Unde este Andrei? Dov'è Andrei? Unde este Cutare? Dov'è quello? Unde este Giuliano? Dov'è Giuliano? Unde este? Dov'è? Ca să vorbească cuvântul. Affinché parli la parola. Mireasa lui Iisus Hristos. La sposa di Gesù Cristo. Preziți-vă. Svegliatevi. Pentru că este timpul. Perché è il tempo. Să lăsați să cu gluma cu biserica. Di non giocare più dalla chiesa. Pentru că voi nu sunteți numai niște persoane salvate. Perché voi non siete soltanto dei salvati. N-a venit mesajul acesta să ne salveze. Questo messaggio non è venuto per salvarci. Pentru că salvare o găsim și la pentecostali. Perché la salvezza la troviamo anche ai pentecostali. O găsim și în alte biserici. La troviamo anche in altre chiese. Fă fapte bune și vei fi salvat. Fai opere buone sarai salvato. Dar mesajul acesta. Da questo messaggio. A venit să aducă pe Hristos. Per portare Cristo. Înapoi. Indietro. În pelle umană. Dalla pelle umana. Vorbind românește. Parlando rumeno. Vorbind italiano. Parlando italiano, parlando francese, parlando inglese, francese ed inglese, glorificato sia il Signore, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Che Dio vi benedica. Non so se potremo più dormire questa notte. Dopo, predica aceasta, dopo questa predica, mi viene a continuare a predicare. Non importa, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Che Dio vi benedica. Haideți să ne aplecăm capetele. Inchiniamo i nostri capi mulțumim Domnului, e ringraziamo il Signore. Stăpâne Tată din cielo, Signore Padre dal cielo, pentru prezența ta, Tată. Per la tua presenza, noi Padre, mulțumim, Tată, noi ti ringraziamo, la Signore, puternic, a questa grande parola la care tu hai chiamat, che tu ci hai chiamati, Signore. Oh, Doamne, o zeci
mensuale, Doamne. Una decima, Padre. Ca să vadă lucrurile acestea, Tată. Per vedere questa cosa. Noi stiamo aici la dispoziția Noi ta, siamo Doamne, qui alla tua disposizione. Ca tu să ne umpli de Duh Sfânt, tu Tată. Ci possa riempire dallo Spirito ca Santo. Să putem vorbi cuvântul creativ, Doamne. Per poter parlare la parola creatrice, Signore. Tu hai ristabilit pe Adam și Eva. Tu hai ristaurato di nuovo Adamo ed Eva. Înainte de păcat, Tată. Prima del peccato, Signore. Cartea este deschisă. E il libro è aperto. Acea natură divină. Quella natura divina. Dumnezeu ristabilit din nou. Dio restaurato nuovamente. Mulțumim, Tată Dumnezeule. Ti ringraziamo, Signore. Benedici fratelli e le sorelle. Alza i caduti, Signore. Fagli uscire fuori dall'amnesia. Fai che le penne dal naso cadano. Donne, lascia sentire sangue prosper. Fagli sentire del fresco sangue. Carne prosperata. Carne fresca. Se revina in fire. Che si riprendano. Fiecare vulto. Ogni aquila. Nel nome del Domino nel Gesù nome del nostro Signore Gesù Cristo. Prendo tutto in mano ta. Arrendo tutto nella tua mano. Dumnezeu perché tu sei il Dio vero. Nel nome del Domino nel nome Gesù del Signore Gesù Cristo ti ringrazio. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dio vi benedica. Qui dal tabernacolo di Roma. Sfinții. Salutiamo i santi. Noapte bună. Buonanotte. Shalom. Shalom.